La aniversarea 55 de ani de existență al Roslatina, premierul Ludovic Orban vine și le dă angajaților mai multe vești bune. În urmă cu câteva zile, sindicaliștii atrăgeau atenția guvernului asupra situației în care se află uzina de aluminiu. Prima veste bună pentru angajații de la Alro este aceea că luna viitoare urmează să fie virați banii pe certificatele de emisii de carbon. Mai mult, în două săptămâni va fi aprobată finanțarea și pentru schema de garantare a creditelor pentru companiile mari. Schema de ajutor de stat e operațională și în cursul lunii iulie se va face plata pe 2019. De asemenea, este aproape gata schema de ajutor de stat pentru garantarea creditului companiilor mari. Deci noi am operaționalizat schema IMM Invest și acum suntem pe punctul de a pune în aplicare schema de ajutor de stat pentru companiile mari, tot pe sistem de garantare a creditului și de subvenționare a dobânzii. Un alt ajutor va veni prin intermediul taxei de cogenerare. Urmează să fie făcute unele modificări legislative care ar diminua această taxă, ce a dus la creșterea artificială a prețului energiei electrice. Schema actuală de ajutor, e clar că nu și-a atins ținta, pentru că nu vedem CET-uri modernizate, vedem aceleași probleme an de an de zile. Și ei au folosit acești bani, CET-ul a folosit banii pentru capital de lucru, nu pentru investiții. Nu mai vrem așa ceva, schema se va prelungi în următorul exercițiu și va fi o formă nouă în așa fel încât să fie și stimulativă, dar să nu fie nici prea mare în așa fel încât să nu încărcăm costurile cu energia electrică a consumatorilor, la urma tuturor consumatorilor din România. În urmă cu o săptămână, sindicaliștii de la Alro au anunțat că în cazul în care guvernul nu-și respectă promisiunile, vor declanșa protestele. Atunci, reprezentanții angajaților din uzină au susținut că acest lucru ar însemna moartea colosului de aluminiu.